Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Codul Presei. Salut ca de fiecare dată la începutul emisiunii pe toți telespectatorii postului Prima TV Slatina din orașele și comunele și satele județului Olt, pe toți cei care recepționează și se uită la emisiunile Prima TV Slatina. Astăzi, la Codul Presei, doamne și domnilor, alături de mine în studioul Prima TV Slatina este domnul Jenel Copilău, consilier județean UNEPR. Domnule președinte, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Plăcere de partea noastră și eu salut telespectatorii dumneavoastră. Domnul Jenel Copilău este o cunoștință veche a telespectatorilor Prima TV Slatina și l-am invitat pentru a discuta și a dezbate subiectele politice arzătoare ale Momentului. acestui moment, pentru că asta este, așa suntem noi românii, dacă nu avem nimic care să atragă atenția, apare de aici, de acolo, apare un subiect cald care ține primele pagini ale ziarilor, câte mai sunt, și deschide și închide jurnalele de știri ale televiziunilor, care sunt destule. Și subiectul major al acestei zile și al acestor ultime zile este evaluarea guvernului susținut de coaliția PSD-ALDE, guvernul condus de premierul Sorin Grindeanu și mai nou remanierea sau mai mult chiar schimbarea premierului. Ce este, să spun așa, ce atrage atenția și captează atenția celor care aud o asemenea știre este faptul că acest guvern are 6 luni de zile de când este instalat, deci o jumătate de an. Ce este mai interesant este faptul că demisia și, practic, până la urmă, pentru a fi pusă în practică demiterea guvernului, dacă se va ajunge la o asemenea soluție, va trebui făcută printr-o moțiune de cenzură introdusă de coaliția care a De susținut majoritate, da. acest guvern. Ar fi pentru a doua oară în istoria postdecembristă a României. S-a mai întâmplat o asemenea minune. Când prim-ministru era Radu Da, Vasile, da. prim-ministrul era de Vasile și guvernul era, coaliția guvernamentală era dominată de Partidul Național Țărănesc, Creștin Și și Democrat, democrat. care nu mai este. Ba da, este, dar e minuscul. Este înscripte în registrul partidelor politice, pentru că de atunci, dacă ne aducem bine aminte, n-am mai obținut mai nimic în alegeri. În afară de mai rămăsese la Timișoara primarul Da, Ciuhandru. Ciuhandru, Da. care până la urmă. Și mai erau câțiva consilieri pe aici, pe acolo. Nu, dar Da. bastionul, singurul, să zic, singura redută care mai rezista țărănist era Timișoara, pentru că așa era un primar care probabil a avut priză la public. Acum are priză la instituția ale statului. Am văzut, deși țărăniștii erau luptătorii anticorupției, au fost primii care au început lupta anticorupție, antisistem, anti-anti-anti. Cum vi se pare, domnule președinte, acest fapt care e mai mult sau mai puțin inedit? Ca PSD se ceară demisia premierului Sorin Grindeanu. Dumneavoastră știți că în particular nu am mai discutat despre Da. chiar la instalarea guvernului Grindeanu și concluzionăm, domnule, o să aibă probleme, pentru că situația este destul de complicată, pentru că în campaniile electorale din alegerile locale și alegerile parlamentare au venit cu un program stufos, cu promisiuni destul de mari, care la prima vedere nu aveau niciun fel de susținere. Lucru care, vedeți, după 6 luni de zile au apărut problemele.
de unde ministrul muncii spunea, gata, imediat la 1 iunie se aplică legea salarizării, au început să tergiverseze, să arunce astea, ruperile astea de ritm pe sindicate, pe alții colaboratori, astfel încât a ajuns ca, domnule, se aplică legea salarizării de la 1 ianuarie 2018, adică efectiv făcându-se niște rectificări salariare la sectoarele care erau într-adevăr cu mari probleme și salariile erau foarte mici. Da, ce denotă? Faptul că și primul ministru și ministrul finanțelor la un moment dat n-au mai avut ce spune, ne-a dat de înțeles că lucrurile nu merg bine și această lege a salarizării unice este cu mari deficiențe și nu are niciun fel de sustenabilitate. Cu toate că ne lăudăm că merge economia, dar și noi avem împrumuturi de câteva peste 1 miliard de euro, împrumuturi care le-am făcut pentru menținerea plăților către furnizori și către salariați și așa mai departe. Da, ca să facem o analiză despre ce a făcut până acum guvernul Grindeanu, legea salarizării este un punct atins. Că n-a ieșit perfectă sau perfectibilă este altă discuție. Dar legea salarizării au făcut-o. Ministrul muncii, din câte am văzut, nu este pe listă. Este din cei 3 miniștri care sunt deasupra listei. Ministrul muncii, ministrul de interne și ministrul agriculturii sunt singurii 3 care sunt evaluați pozitiv, pe surse, nu ce am văzut și eu în presă. Nu... Da, domnul Otican, e făcută legea salarizării exact cum mai face un pod cu piloni fără fundația până la roca de bază, da? Și la o anumită viitoră, pac, se dărâmă tot podul. Așa este și cu legea asta salarizării. Nu vedeți că deja au început amenințările de la învățământ, de la sănătate, de la alte... De la învățământ am văzut că e doar un anumit sindicat. Da, este? Da? La justiție ați văzut? Dacă justiția a cerut ca președintele să nu promulge această lege, bun. Păi, da, dar la justiție, dacă ați văzut, și sigur ați văzut, mie mi se pare corect ce au făcut. Ca să facă o diferențiere între judecători și procurori. Până la urmă, justiția o face judecătorul. Dar de ce a dat liber și s-a promulgat mărirea salariului numai la o anumită categorie de demnitari? De ce? Da? Restul cei mulți mai așteptați până la 1 ianuarie 2018, da? Da, deci aici... Pentru ei se poate, iar pentru cei mulți care trudesc într-adevăr, nu se poate. Nu înseamnă că nu există sustenabilitate la această lege. Nu este bine făcută. Dacă mă uit după cifre, iarăși ce a făcut guvernul Grindeanu, vorbim, că de asta suntem aici, ca să vorbim ce este corect. Creșterea economică în primul trimestru este mare, cea mai mare din Uniunea Europeană. Da. Bine, discuțiile aici sunt că e generată de consum, că faptul de mărire salariale, dar există. Adică baza, spune așa, dacă se menține ritmul ăsta până la sfârșitul anului și în anii următori, mă rog, scăzând un pic, se menține. De ce un pic așa? Nu. Atunci ar fi banii pentru... există... Vă referiți la creștere, da? Da, la creștere. Deci dacă se menține o creștere de 3 ani de zile la rând, să zic, 3-4 ani de zile de 5% pe an, atunci sunt bani pentru toate aceste măriri salariale și pentru tot. Dacă creșterea asta, atunci nu sunt. Deci asta, cifrele, pe a treilea lucru care este de remarcat din... Domnul Ticăr, dacă haideți să discutăm, bun, dacă e atât de mare creșterea și sunt bani, de ce guvernul a împrumutat peste 1 miliard de euro pentru susținerea pensiilor, salariilor
Vă spun pentru sincer, că sunt bani în visterie? Eu n-am această informație, dar guvernul când a pornit, deci pornirea a fost, să spun așa, proastă, pe secetă. Pentru că de la cei 5 miliarde din visterie lăsate de guvernul Ponta, guvernul tehnocrat a bărbierit tot, n-a lăsat nimic. Și guvernul a pornit foarte prost, adică a avut un start pe un teren total accidentat. Pe urmă au mai venit și perioada aceea de proteste, care a fost stagnare totală. Și iarăși nu i-a prins bine. Pe urmă să zicem că a recuperat. Adică, eu vorbim de cifrele, cifrele astea sunt de la Eurostat, deci nu sunt de la... Dacă erau numai de la noi, ziceam, bă, le-a făcut Ioana Ștefan din Condei. Și statisticile astea, trimit la societăți comerciale, formularul ăla de statistică și nu mă ia la întrebări nimeni, că de ce am dat cifra de afacere 30 de miliarde de euro sau un profit de atât și așa mai departe, nu? Asta da, dar la... spre exemplu, la numărul de salariați, statistica este foarte clară. La declarațiile de aici le iei, că de aici le vezi. Mai sunt declarațiile pe care le depun firmele și care... Bine, alea care le depui la... La finanțe, la fiecare finanță, lună, da. Și atunci se vede pe ce ai depus, pe ce... Sigur. Adică există o cheie de control dacă vrei să o ai. Poți să o faci și să zici să nu te uiți la... Dacă te uiți de multe ori nu se mai uite și domnule, ba, uite... Acum noi mizăm pe... Adică eu îi bănuiesc de bună credință pe cei de la Institutul Național de Statistică, nu îi bănuiesc de rea credință, că aia sper. Că nu... Așa să fie. Vorbim pe cifrele oficiale, de... da. Nu, n-avem, adică eu nu am elemente care să contrazică. Iar ăia de la Eurostat și Uniunea Europeană au și aia urechile și ochii lor peste tot. Băi, vă dați seama că se decredibilizează toată instituția în momentul în care, să zicem, în primul trimestru România a crescut economia 6%. Bun, dar atunci de ce mai avem organismele astea de specialitate care în permanență vin și avertizează, aveți grijă că ceea ce se raportează, ce ați raportat, creșterea economică de 5-7% nu este reală, e o creștere pe consum și sunt probleme privind dezvoltarea economică a României. La ce vă referiți? La Consiliul Fiscal și la... Da, sunt organisme de specialitate. Păi, și Banca Mondială și Orgăf și... Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, din punctul meu de vedere, ar trebui să vină să zică, să-și ceară scuze. Pentru că de câțiva ani încoa, își dau cu stângul în dreptul. Vin și fac o prognoză la începutul anului ei și pe urmă vin tot ei și o corectează în plus de fiecare dată. Deja, pentru mine, nu mai sunt instituții credibile vis-a-vis de capacitatea lor de previziune. Acele organisme vor fi tot timpul și tot finanțiștii. Mai ieri, altăieri, a ieșit un mogul al Wall Street-ului care a spus că va veni, nu știu ce, criză. Criză, da, da. Da? Probabil acum, vă spun, mulți s-au speriat. Un miliardar? Da, un miliardar. Dar nimeni nu se uită că acel miliardar, sau mă rog, că nu știu că știu că acel miliardar, și împreună cu alt miliardar care tot îi strigau numele și prin piață și îl aleargă, să spunem, de origine maghiară, au de George Soros. Deci acel George Soros a fost omul care a reușit să devalorizeze lira sterlină. Exact. Deci, și din faptul că a cumpărat mult când a fost căzută și pe urmă a reușit să o... Și când a crescut, a vândut, a câștigat câteva miliarde de euro. Pentru ei, pe bursă, o asemenea știre poate fi manăcerească pentru anumite acțiuni. Sigur. Și, am văzut și eu prin filme, înțelegeți? Și multe din filmele ele zic că sunt făcute după fapte reale. Așa spune ei pe scenariu. Trebuie să luăm... apoi mai este o altă bubă a presiei latine. Domnule, haideți să rezumăm. Deci trecem la ale noastre, pentru că ce se întâmplă? Indiferent cum... am încercat să justificăm, faptele reale concretizează
că nu merge treaba cum trebuie. Asta este. Asta este adevărul. Păi, acum, da. Acum să o spunem, nu o spunem numai noi, că parametrii programului de guvernare nu au fost atinși în toate domeniile, o spun cei care au inițiat, adică o spune PSD-ul, o spunem noi. Da. Nu eu, nici dumneavoastră, o spune Liviu Dragnea și o spun cei care inițiază această acțiune. Pentru că dacă o inițiază, dacă această acțiune nu este pur și simplu o speculație de presă, să zicem, sau o știre aruncată, sau nu este un val creat pentru ca pe urmă să iasă guvernul cu o nouă încredere și să spună că de fapt a fost... Gurile rele spun că, domnule, parcurgând programul ăsta de guvernare, se constată la un moment dat că anumite măsuri care trebuie luate sunt pentru anumit segment din reprezentanții PSD-ului, așa, și sunt oamenii de casă ai conducerii PSD-ului. Mm. Deci, așa au spus pe televiziunea națională. Mă rog, astea deci sunt aspecte, pentru că am văzut și eu, opoziția trebuie să spună ceva. Nu la asta mă refer. Vă dați seama, deci programul ăsta de guvernare are cam 180 de pagini și... Da, dar dacă PSD-ul s-au spune... parcurs decât anumite vârfuri, da? Nu. Eventual, cele care sunt pe la mijloc și mai jos acolo, într-adevăr, au scopul de a servi o anumită categorie a clasei politice din PSD. Eu programul de guvernare, așa cum l-am perceput și cum l-am auzit și l-am citit în presă și în spațiu public, am spus de la început că este un program curajos, foarte curajos. Și dacă se îndeplinește, o spun și acum, din acel program, 60% dintre obiective să fie atinse, va fi un program extraordinar de reușit. Dacă nu, nu va fi. E drept că acel program, când l-a prezentat, că pentru prima oară programul de guvernare schițat, l-am auzit expus de Liviu Dragnea, președintele partidului. Da. Și mi-aduc foarte bine aminte, erau niște termene. Până în data de se face aia, până în data de se face aia. Acum mă uimește, și de ce încerc să dau crezare că ceva este, pentru că doamna Sevil Shaideh, care este, să spun așa, și o doamnă, mi s-a părut și competentă și conștiincioasă. Da, este, eu o cunosc. Eu. Da. Deci că am lucrat cu ea, v-am mai spus, da. Când eram vicepreședinte la UNJCR. Și este și în, să spun așa, unul din oameni de încredere ai lui Liviu Dragnea, pe surse, pe ce apare în spațiu public, nu trece clasa, ca să spun așa, adică nu trece evaluarea. Atunci, vedeți, au trecut 6 luni de zile. Nici Shaideh nu se vede că s-a parcurs absolut toți pașii. S-au depus niște investiții, la ora actuală, nimic. Nici măcar nu le continuăm cum trebuie pe cele care deja erau începute. Ce este de făcut? Da? Cei de la Uniunea Europeană, Olaf-ul, deja au început să scoată capul multe nereguli care au avut loc, s-au întâmplat pe timpul derulării investițiilor cu banii europeni. Ce se întâmplă? Asta cu nereguli în investiții au fost peste tot, în toate statele europene, cu banii europeni, că asta este. Noi am excelat... Da, avem și un organism la nivel național, DLAF-ul. DLAF-ul de ce nu ia măsuri? Păi, Pentru că, ce să nu, DLAF-ul ar trebui să facă prevenția. Trebuie în permanență să ai control asupra marilor investiții care sunt făcute cu banii europeni. Să nu le dai voie să greșească. Asta este scopul acestui organism. Este, într-adevăr, dar eu spun că noi ne-am făcut multe proiecte, sunt blocate și din cauza DLAF, OLAF și a reclamațiilor făcute de vecinii care au lămurit capra. Nu, pentru că DLAF și OLAF intră în treabă din momentul în care încep să deruleze investițiile. Da, da? El e practic un supervisor. Da? S-a aprobat investiția, a început lucrarea și după aceea Ei
sunt supervizează, să spun așa, aspectele penale, adică le nu în partea în altă, sunt unitățile de management, alea trebuie să ocupe de implementare, sigur, care nu știu dacă s-au acreditat toate. Pentru că am stat 2 ani de zile fără cu ele în pumn. Așa este, să mai zicea că mai simplifică, mai fac. Da. Păi trebuie simplificat, trebuie simplificat. Nu știu, am, nu știu da, ce s-a făcut, dar iarăși repet, singura șansă de implementare a programului de guvernare este cu absorția fondurilor europene. Da, nu neapărat 100%, dar dacă nu depășim un 80%, nu avem de unde. Nu avem de unde. Așa este. Deci dacă nu simplificăm și mai stăm să facem pentru fiecare sticlă, hârtie igienică cumpărată, să consumăm hârtie mai multă pe justificare decât valorează hârtie igienică, atunci nu se face nimic. Pentru că au ajuns... Vedeți că și legea 34, legea achizițiilor, zicea că se o simplifică, din contra. Mai rău a complicat-o după ce a fost amendată. În loc să simplifici, să nu mai... Deci că durează și 2 ani de zile contestația la o licitație. Păi și nu s-a simplificat? Nu. Nu? Tot așa e? Păi da. Păi dacă e cu 2 ani de zile la... Mă rog, este acum problema... Vă dați seama, 2 ani de zile au trecut de n-am făcut nimic. 2 ani de zile mai durează contestația și până ce fraților ați pierdut trenul, da? Știți câte lucruri sunt de... Uite, mă... auzeam la emisiune la radio în mașină, auzeam o analiză a autostrăzilor care sunt un lucru. Da. Păi o singură bucată, turda nu știu care, are problema expropriilor rezolvată. Restul? Nu. Nu. Păi eu mă întreba sincer, pe contra cu te apucam de lucru dacă tu nu aveai terenul pe care să... Deci tu nu rezolvați problema terenului pe unde trece autostrada. Cum te apuci de lucru? Domnul Tica, depinde și de cei care gestionează acest. Pentru că, vă dați seama, eu am fost primul care am început licitațiile pe fonduri europene. Da. Am avut și programul SAPARD, am avut și programul ICOP, tot pe banii europeni erau. Da? Păi ce s-a întâmplat? Bun... Dacă a făcut cineva contestație, într-o lună de zile a fost rezolvată contestația. Ori i-a dat câștig de cauză contestatarului, ori l-a trimis la plimbare. Și atunci mie mi-a dat voie să parcurg pașii următori ca să încep investiția, să mă încadrez în termenele stabilite. Și acum ei de ce nu rezolvă? Nu înțeleg. De ce? Vedeți, pentru că s-au creat fel și fel de organisme, fel și fel de directoraș care se dă care mai de care mai important. Deci și birocrație. Așa, exact. Asta este. N-am învățat nimic de la polonezi. Când a fost emisiunea aia cu ambasadorul Poloniei și într-adevăr a fost de lăudat, pentru că Polonia... 150%. Exact. A luat banii europeni. Ei și spanioli au fost campionii. Dar nu se punea problema. Exact ce vă spuneam. Bun. Ăsta era prioritatea. Termenul contestațiilor. Da, că erau destui. Dacă la o licitație participau 10 inși, din 10 se găsea unul. Domnule, că ăla n-are o virgulă cel puțin, acolo, da. Sau că n-are un document conform și așa mai departe. Sau prețuri... Se găsesc. Se găsesc destule. Dar asta era prioritatea numărul 1. Rezolvarea contestațiilor. Noi le-am lăsat și le-am dus de... S-au dus și în instanță? Pe atunci, dacă el se duce în instanță, de ce ai mai creat organismul ăsta? Da, de rezolvare. De rezolvarea contestațiilor. Pentru ce? Lasă-l, domnule, să duce în instanță. Degeaba. Degeaba. Dar se duce și la organismul ăsta pentru rezolvarea contestațiilor și, pe urmă, de acolo pleacă în instanță, dacă nu-i convine. Și îl mai ține și acolo 2 ani de zile. Părerea mea este că trebuie schimbată legea, nene. Dacă ăla de la organismul a zis că așa rămâne. Da. Nu v-a spus că anul trecut, domnule, gata, s-a rezolvat cu legea 34, legea licitației. Eu sper să o rezolve. Și încă... nu a fost rezolvată. Păi, din contra, a fost mai încurcată. Păi atunci nu văd care deci interesul. Ne dăm cu stângul în dreptul. Noi, în loc să simplificăm. Nu, asta este cea mai mare problemă. În instanță, dacă ajunge,
Păi, v-am mai zis, eu pentru o contestație la omen de rovinietă am stat un an și jumătate până am scăpat. Da? Păi dacă la o asemenea minune de speță stai un an și jumătate, dacă stă în vorbă în joc miliarde de lei... Nu vedeți, nu dăm drum la o bucată de autostradă pentru că joncțiunea cu un anumit drum național nu poate fi făcută pe o distanță de 150 de metri, că e un teren acolo care aparține nu știu cui și ăla nu vrea să-l... Păi, să-l... Da, da, eu nu înțeleg când tu ai început licitația. Asta mi se pare o chestie anormală. Bun, trebuie să fac autostrada, bucata asta. Am scos-o la licitație. Are 10 km, 250, da? Da, eu cum o scot la licitație când eu n-am rezolvat problema pământului? Cum o scot? Că ăla vine săracul constructorul, se apucă și ajunge aici și vine ăla și pune oile domnul, sau... Domnul Tigan, haideți să vă spun, în 2007-2008, știți, era chestiunea cu drumul expres Craiova-Slatina-Pitești. Și acum. Bun, și acum este, da. Nu s-a schimbat nimic. Și acum, și acum este. E la fel, așa. Așa. Bun, cu toate că da. S-au... Mă rog, câștigat e promis că la, anul, la începutul anului parcă așa. Începe. Nu vedem. Doar a plecat ideea asta, înțelegeți, la televizor și la Ministerul Transporturilor, că au început telefoane, vizite la Consiliul Județean. Dom'le, pe unde trece? Cum face? Da, că se iau pământul ăla. Să... Exact. Samsari, știți cum? Deci eu n-am spus la nimeni absolut nimic. În momentul în care a venit documentația, a stat la mine în fișet, le-am dat certificatul de urbanism și am spus-o și repet, dacă Orban mai era 6 luni de zile, dacă mai era ministrul transporturilor, drumul ăsta expres începea. Știți, același lucru s-a întâmplat și cu Transalpina. Păi... Și acum ne lăudăm cu Transalpina, nu? Drumul ăla, o repet, a fost omorât de domnul ministru al transportului, Berceanu. Dânsul a terminat. A fost și n-a fost, pentru că Verheugner, când a venit la Craiova, era comisarul european. Da. Deci, și înainte de asta, când au venit cei de la Ford și au semnat documentele pentru preluarea drumul era prevăzut. Deci asta a fost prim. Deci am fost martor la discuțiile pe acest proiect. Deci s-a pus condiția ca acest drum expres, autostradă, spunea la momentul respectiv. Și expres, da? Ar fi extraordinar. Da? Să înceapă în următorul an după ce s-a preluat Olsitul de către Ford. Da. Și pe urmă aceleași, comisarul european a spus, nu uitați ce ați promis. Autostrada Craiova-Pitești, legătura cu A1, păi este și așa mai departe. Este normal că dacă fabrici ceva, trebuie să ai și o cale de comunicare, pe care să, un drum pe care să transporti marfa. Da, sigur, deci astea au fost condițiile puse de către investitor. Cel mai bun exemplu aici este Constanța. O analiză simplă. De când pare rău că nu rețin exact cifra. De când s-a finalizat autostrada și este legată Constanța de București. Bun, a crescut PIB-ul. PIB-ul a crescut de 10 ori exact, în comparație da, știu, cu, sigur, cu zonele celelalte. Păi, da. Păi, și e rău? Păi când toată lumea spune infrastructura, da? Păi asta este. Și noi aici suntem mai sunt deficitari. Și cei de pe platforma Mioveni, constructorii de platforma Mioveni, care are aceeași problemă, da. Încă nerezolvată, că și pe aia au promis-o și aia este și pe un culoar european. Culoarul 4, iarăși n-am să înțeleg niciodată cum ajunge cineva ministrul transporturilor să repede să facă Brașov-București, București, să facă da. Valea Prahovei autostradă. Bun, înțeleg că acolo le place dânșilor în weekend să ducă la schi, la relaxare, da. Dar pe traseul ăla nu este, nu știu dacă acolo se produce 0,00% din PIB-ul României. S-o fi terminat ședința PSD-ului să la... Ne uităm, dar... Deci oricum, Grindeanu spune că nu va demisiona.
Da, apropo de această, pot să citesc declarația domnului Dragnea înainte de Comitetul Executiv. Nu este un cex făcut pentru cineva sau împotriva cuiva. Deciziile se vor lua democratic, vor fi făcute publice. Le-am spus colegilor mei că acest raport de valoare va fi făcut public. Sunt unii care m-au spus că poate nu e bine să facem asta, dar îmi asum. Nu trebuie să guvernăm pe ascuns, trebuie să fie guvernare total transparentă. Trebuie să, și să propunem care sunt măsurile care vor recupera rapid aceste întârzieri. Deciziile vor fi făcute public. Ce, așa spune domnul Dragnea, înainte de acest CEX, Comitet Politic Executiv. Este... Acum vedem. Păi nu vedeți că și... Ia auziți, breaking news. Lovitură pentru Sorin Grindeanu. Toți de miniștrii PSD și-au dat demisia. Deci miniștrii PSD și-au depus demisiile miercuri în CES la PSD. Demisiile vor fi activate după votul liderului PSD din Comitetul Executiv, urmând să fie transmise și înregistrate de Secretariatul General al Guvernului. Sorin Grindeanu este singurul care încă nu și-a înaintat demisia în CEX. Deci, dacă este așa... Oricum, avem câteva realizări ale... Cu părere de rău pentru domnul Grindeanu, dar asta e. Deci se repetă scenariul Radu Vasile, aceeași poveste a fost și atunci. Nu. Știți ce se întâmplă? Deci el poate să-și formeze un guvern, da? De tehnocrați. Ia de la toate, sau de Uniune Națională. Ia de la toate parte. Pentru că ce se întâmplă? Aștia care au fost puși politic. Haideți să fim și corecți așa. Câți miniștri din tot guvernul ăsta zice, bă, într-adevăr ăsta este bun. Câți? Câți au făcut performanță, nu? Nu, dacă face asta domnul Grindeanu, atunci vom avea o lună pierdută. Pentru că dacă va face asta... Are moțiune de cenzură. Știți care treaba? Nu e nicio lună. Te intră în vacanță parlamentare, băieți se duc la mare, la nu, munte și așa mai departe. N-au ce să trebuie să rezolve problema. Lăsați-o, că nu este chiar. Stai să vedem. Îi interesează mai puțin starea națiunii, să știți. Deci asta este, interesul este o personal. Știre pe DC News, că trebuie să dau și sursa. Nu știu cât, ia să vedem și altă sursă. Dacă e aceeași... Trebuie să dați trei surse. Trebuie să cercetăm. E vorba de dacă, într-adevăr, aceeași sursă, aceeași și acelalt site, toți miniștrii au demisionat. Premierul Grindeanu nu a renunțat la funcție. Acum, haideți că și înainte de demisiune am discutat problema asta. Cum este corect într-o democrație să se procedeze într-o asemenea situație, tocmai pentru a nu fi generate aceste crize. Acum, domnul Grindeanu și orice prim-ministru, este clar că este, vorbesc de un prim-ministru care este generat de o majoritate parlamentară. Este pus politic, da? Nu este că domnul Grindeanu, să spunem, nu mai era altul ca dânsul sau alt prim-ministru, domnul Cioloș nu mai era altul ca dânsul sau ca Ponta. Era cel mai bun în domeniul lui sau cel mai bun... Asta este. Este un om care la un anumit moment dat a fost susținut de o majoritate parlamentară. A ajuns prim-ministru. Dacă după un timp de timp T, să zicem, că era la problemele din liceu de fizică, după un timp T, majoritatea parlamentară nu mai susține pe domnul Bix. Corect ar fi și vorbim de o democrație funcțională ca domnul prim-ministru să-și dea demisia și să plece sau să se cramponeze, să zică, domne, eu mi se pare că ce am făcut tot a fost bine și... Domnul Otican, haideți să luăm exemple concrete la nivel județean, cu promisiunile astea parlamentare, da? Dacă luăm parcursul a câtorva campanii electorale. Bun. Venim cu promisiunea PSD-ul făcut. Facem pod peste Dunăre la Corabia. Da, a fost în 2008 asta. Pentru ce făceam podul ăsta peste Dunăre la Corabia? Păi era încă, eu, cum îl văd eu, da. Era încă un punct de trecere a frontierei cu Bulgaria și puteam lega, să zic, vă dau exemplu, Slatina, de via Bulgaria, prin autostrada sau drumul expres care va fi și în felul ăsta... Și pe partea cealaltă, dumneavoastră știți ce este dincolo, la Bulgari? Este nimic. Este nimic, da?
Da. Probabil că făceam podul ăsta să se ducă Stănescu să are la bulgari, pentru că terminase... Nu, nu trebuie să nu, 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 nu. Dacă... Păi dacă n-avea niciun fel de legătură, culoarul 4 pan-european trecea prin altă parte, de ce s-a făcut podul la Calafat? Pentru că erau legături cu principalele rute ale Bulgariei, nu? Dacă s-ar fi putut face, se făcea, pentru Olt era bine podul. Din punct de vedere tehnic, aici în zona asta Dunărea este cea mai lată. Există o insulă cu tare, deci asta însemna să faci un pod de scump. Aproape... Scump, nu? Câteva, foarte scump, da. Care nu se justifica. Așa, bun. Trecem de acest lucru, da? Că știți, erau pline aici prin Slatina cu drumul expres Craiova Slatina Pitești, da? Ăla e și acum. Nu, nu, nu. Ce ai zis? Că începe, gata, e rezolvată treaba și în, 2012 și în 2016, da? Da, dar drumul expres l-au făcut toți. Nu l-au făcut numai PSD-ul, l-a făcut și fostul PDL și PNL-ul, toți au făcut drumul expres. Dar în principal, că panourile astea publicitare erau ale PSD-ului pe Slatina și toată lumea. Și PDL-ul și cu PNL-ul făceau drumul expres, bun, fiecare cu câte unul. Noi nu suntem în stare să... Deci să, nu putem să acuzăm mai... Nu sunt în stare să rezolve problema podului de peste Olt. Mare și puțin asta, și asta e adevărat. Să termină, da? Și nu putem să mai circulăm pe podul ăsta, da? Parcă intra în reparație, nu intră? Păi, ca să intre, trebuie să devieze circulația. Sunt anumite restricții pe baraje, cele de detonaj și așa mai departe. Pentru că ce se întâmplă? Construcția aia, dacă era prevăzută să aibă o capacitate portantă de o anumită valoare, îl făcea de la început. Dar așa, el a fost prevăzut pentru... Nu-i baraj de beton. Nu? E baraj de beton, da. Dar, vedeți, da, nu a fost pentru trafic rutier. Trafic greu. A fost pentru... Deci, da. Asta este. Bun. N-am rezolvat la fel. Dom'le, de la... Sunt 8 hidrocentrale pe teritoriul județului Olt, dintre care 4 sunt deja rezolvate cu construcțiile hidrotehnice, mai bine zis, pentru ecluzare, da? Până la... deci ar putea trece ambarcațiuni. Păi el așa a fost făcut, da. Da, dar vedeți, s-a bătut țărușul la izlaz de la fiecare... campania electorală, când era Stănoaica, când era Leca și așa mai departe. Oameni care au fost senatori și deputați, da, ăsta, Șova la fel, niște mincinoși care efectiv au venit în fața electoratului cu niște promisiuni care nici la ora actuală n-au putut fi concretizate. Păi ce înseamnă asta? Păi, îl minți o dată, de două ori, dar nu totdeauna două. Revenind la situația dată, prim-ministru în situația de față, ce ar trebui să facă? Să vorbim de o anumită conduită a politicianului. Deci, din punctul meu de vedere, eu spun că Grindeanu este schimbat, nu din motive că, vezi, doamne, nu se află în grafic programul de guvernare al... Nu, sunt alte chestiuni pe care, la momentul oportun, o să scoată capul și o să le vedem. Da. Da? Da. Între noi fie vorba și vorbind așa, prestația dânsului de până acum ca prim-ministru, cum vi s-a părut? Au zis prestația lui. A fost tot prestația lui Dragnea. Ce să mai discutăm? Păi, dacă, nu, da. Adică și el acum, ca să justifice anumite întârzieri și nerealizări, zice, bă, a fost prim-ministru, ăsta factor decizional, n-a luat măsuri, n-a luat cu tare, hai să-l căsăpim. Da, eu l-am văzut destul de puțin prezent în spațiu public, cu explicații, cu să comunice sau să, și cu măsuri pe premierul serios Sorin Grindeanu. Un premier puțin activ. Au zis în spațiu public. Se cunoșteau destul de bine, înțelegeți. Nu știa situația? De fapt, da. De ce a acceptat compromisul ăsta să-l pună? Domnul Dragnea, da? Nu, domnul Dragnea a spus, a precizat la început că dacă nu se guvernă, atunci nu stă niciun om și a spus chestia asta. Deci, de la început,
Nu putem acuza că a venit acum și a zis și că s-a sperat, numai că s-a sperat pe premierul Grindeanu. Până la urmă este dreptul lui de lider politic, cel care va deconta cel mai mult, el va fi, Dragnea. Nereușitele guvernării. Sunteți de acord cu mine? Auziți, să deconteze pentru că, am spus, s-au pus botul pe repede, pentru că au venit, au făcut program de guvernare, tare, tot. Dar ei n-au nimic în spate. V-am spus, faci ceva care nu are sustenabilitate. Da? Au niște realizări și niște cifre. Domnul Tican, există. Vreau să-mi iau o mașină, da? Da. Băi, câți bani am în buzunar? Am pentru un Mercedes sau pentru un Logan? Depinde cât îmi dă și banca. Păi și banca ce faci? Păi dacă banca, da? Dacă eu am venit... Cu ce împrumut, cu ce dobândă îmi dă banca? Îmi fac și eu un calcul la lung. Băi, ce înseamnă asta, da? Da, corect, da? Corect. Ca să plătesc 20 de ani numai ăsta, corect, dobânda. Corect. Nu? Bine, nu se poate. Haideți că sunt niște chestiuni pe care mari economiști, da, a făcut program cu hoții hoților. Domnul... Deci program nu trebuie să ne lăsăm. Programul, v-am spus, părerea mea este, programul este, e ambițios și... Nerealizabil. Eu încă sper că va fi realizat măcar un, v-am spus, peste 60%. Un 5%, da. Deci dumneavoastră ați și nu, sunt niște lucruri acolo care mie îmi plac. Care mie îmi plac ca mod, ca viziune. Pentru că este prima oară când se schimbă filozofia. Înțelegeți? Ce îmi place mie cel mai mult în acest program de guvernare este faptul că nu se mai merge pe salarii mici, da, pentru a ne păstra o așa zisă competitivitate și să vină mari investitori. Da, domnule, sunt de acord să dai oamenilor salarii mari. E o schimbare de paradigmă. Dar de ce să dai salarii mari la cei care nu muncesc? La care? La care? Sunt destui. Da? Auziți, în loc să dai atâți bani la protecție socială, dă-le, domnule, să muncească, da? Aia da, asta sunt de acord. Dar medicii, profesorii trebuie să... Da, nu punem probleme. Sunt anumite categorii profesionale care, într-adevăr, Da, ce cred și eu că este în acea lege a salarizării, sunt niște profesii și toate sunt pe, multe dintre ele sunt pe ministerele de forță, da? În care nu este nicio corelație între studii, între pregătirea, exact, cel puțin, da, acelor oameni și salariile. Adică iarăși un om care are un liceu și o școală de un an sau de 4 luni sau de un an jumătate, ia bani mai mult decât un profesor universitar. De ce să-i dau unui parlamentar 120 de milioane lei vechi, da? Care toată ziua... Ia atâta, că până acum nu l-au, da, adică rămâne... La 60, da? Da. Și se dublează, da? Așa. Pe când cel care trage la șaibă și muncește, îi dai tot 20.000, 2.000 de lei, nu? Da. Ce se întâmplă? Da, pe de altă și parte... Și numai atât. E și bani pentru ședință în plen, și bani și pentru comisie, bani și pentru deplasare, și pentru mașină și așa mai departe, și te costă un parlamentar 250 de milioane lei vechi pe o lună, da? De acord. Pe astea cu 250 de milioane aveai 20 de inși sau 10 inși care lucrau, da, dar... și se aduceau o plus valoare de câteva miliarde de lei. Pe de altă parte, un parlamentar... Nu? Ce face? Un parlamentar... Legi proaste. Nu avem oameni capabili ca să dea o lege cum trebuie. Poate așa vor veni și oameni mai capabili și dacă unui parlamentar sau orice funcționar public îl plătești prost, atunci va fi tentat să-și completeze veniturile. Păi da, n-aveam, deci nu puteam să scoatem la tarabe și în piață produsele agricole dacă n-aveam fosta ziua recoltei, da? Păi, parcă și s-a legalizat acum doi parlamentari de Olt, unul Stănescu și Ciocan. Și domnule, bună inițiativa! Da? Asta? Da. Da. E o nouă sărbătoare. Văd că mai vor și, domnule, să facem o reparație morală pentru județul Olt Romanați. Vreți să demonstrați că aveți
putere și sunteți capabil să faceți treaba asta, faceți-vă, domnule, județul Romanați. Nu? Nu stăpânesc. Pentru că înainte n-a fost județul Olt Romanați. A fost județul Olt, județul Olt și județul Romanați, județul Romanați. Da? Da, eu nu stăpânesc să vă spun bine această problemă, dar această problemă există și în alte județe. Argeș-Mușel. Pauziți, bun, dar dumneavoastră acolo nu s-a discutat prea mult situația asta, dar... Acolo problema e inversă, ba da, au fost, credeți-mă, au fost mișcări, au fost organizații, pentru că acolo Mușelul a existat ca județ. Păi și aici n-a existat Romanațiu? A existat, da. Și, nu, acolo s-a vrut separație. Da. S-a vrut, dar vă spun eu că mai bine ar pune Batista Pățambal și ar tace din gură, pentru că dacă s-ar face județul Romanați, ar fi muritor de foame. Pentru că nu au niciun fel de susținere industrială. Da? Părerea mea că nu se va face niciun județ Romanați. Nu se va face. Nu se va face niciun județ Mușel, deci, pentru că tendința e de a se face regionalizare. Nu, dar vedeți că, zice, lasă-vă că nu știu ăștia pe la țară, înțelegi? Facem noi, trâmbițăm. Nu, a mai fost... Da, iar îi aburim. A mai fost o prostie cu, dacă vă ați aminte... Așa cum a făcut cu comunele, și cu podul și cu comunele, și comunele și care s-au spart. Păi da. Vă ați aminte, s-au făcut mai multe. Bun. Și în Olt, și în Argeș, și în alte județe. Au început și a zis, gata, domne, începem, facem revoluția în administrație, da? Și ce au făcut? Au bulversat finanțele publice la nivelul fiecărui județ. Acum transmiți documente de la Slatina la Craiova care își pierd efectul pe parcurs și așa mai departe. Da, cu această regionalizare. Da? La fel și cu... A finanțelor, asta, nu, da, garda financiară e întârzi, și așa întârzi, mai departe. Da, nu, e, da? Nu e un lucru care... Deci au complicat lucrurile. Pentru că dacă ceri un, de exemplu, un certificat de atestare fiscală de la finanțe, o firmă din Olt, trebuie să ajungă de la Craiova să-l semneze. Păi da. Ceea ce și-au pus niște oameni pe drum. Făceau naveta la Târgu Jiu, cei care lucrau la garda financiară și oamenii de la finanțe. Deci cum le zice antifraudă. Palatul administrației publice, de finanțelor publice, care la ora actuală cred că e jumătate ocupat. Nu? Știu că aceeași problemă este și la Argeș. Și nu ți-ar pare rău dacă ar fi crescut eficiența? Păi n-a crescut eficiența pentru că s-a complicat circuitul hârtiilor. Înțelegeți? Bun. Șase luni de zile. Spuneți-mi și mie ce investiții s-au făcut până la ora actuală. Haideți. Că în rest a făcut guvernul. Ce a făcut? Investiții. Investițiile s-au licitat, am văzut, și s-au lansat proiecte. Domnul s-au depus foarte de multe. De un an de zile, după timpul lui Cioloș, da, era scos la licitație drumul expres, da? Nu. Luna viitoare. Nu. Cioloș abia nici n-a aprobaseră banii pentru studiul de prefezabilitate. Domnul, ia uitați-vă că deja... Nu, la licitație n-a fost scos. Nu. Ba, nici nu e proiectul făcut. Ba, dăduse bani pentru studii. Dar câte studii de fezabilitate, de prefezabilitate și fezabilitate? Alea sunt iarăși niște... Auziți, am avut și noi un ministru al marilor proiecte, pe Șova. Da, așa, care n-a făcut niciun proiect mare. Știți că am avut un program de reabilitare a drumului național Craiova, Caracal, Roșiori, Alexandria, da? Da. Bun. S-au rezolvat problemele Craiova-Caracal. Da. La Caracal, centura se lucrează. Se lucrează, mai este foarte puțin și se dă în folosință. Tronsonul Caracal-Mihăiești, intrare în județul Telorman. Deci, zicea, băi, avea și el pretenție, că e ministru din județul Olt, da? Parlamentar, da. Așa. Știți câte accidente au avut loc când s-a lăsat lucrările alea neexecutate, nesemnalizate, vai și amar de cei care mergeau pe zona aia. Păi, de ăștia oameni, suntem în culpă, pentru că am votat oameni care habar n-aveau de ceea ce se poate rezolva în județul Olt. Și mai avem destule probleme de rezolvat. Județul Olt, care
efectiv are un potențial de irigații de 400.000 de hectare? La ora actuală, câte hectare sunt irigate? Au venit niște francezi acum, înțelegeți, cei care sunt înfrățiți cu noi, regiunea Loare. Așa. Și au vrut să vadă și sistemele de irigații, înțelegeți. Ce să le arăți la Piatra Olt? Revin... I-a întrebat de subvenție. La ei sub, nu, de subvenție. La prețul pe metru cub. Păi în România am înțeles că e gratis. E gratis. Nu, e cam 25 de euro pe metru cub. Da, sau 10, nu știu exact, subvenția. Dar oricum, este, nu, subvenția, nu, acum am înțeles că se poate la lua... subvenție, păi unde? Hai și degeaba. Unde e? Și degeaba dacă le-a dat apă, unde se irigă? Decât aici, în zona asta unde avem grădinăritul, zona Străjești. Fără irigații? Da. Cultura mare nu se irigă. Și atunci? Revin cu... Iarăși cu știrea, 4 ministri nu și-ar fi dat demisia. Ministrul Justiției Dorel Toadă, Ministrul Culturii Ionuț Vulpescu, Ministrul Finanțelor Viorel Ștefan și Ministrul Societății Informaționale Augustin Jianu. Și este incertă situația ministrilor ALDE. Păi, vedeți, tocmai cei care au avut și au coloană vertebrală, ăia nu și-au dat demisia, da? Nu este un... Alții zic în continuare că și-au fi dat toții. Mai vedem un site. Nu, e o situație inedită și rămâne de văzut. Bun, rămâne, am avut alegeri în două localități acum, da? Bun. S-au dus, bă, că vă facem drumul cu tare dunde. Pentru bani europeni au prevăzut de 546, nu, 574, ăsta... Sprâncenata Drăgănești Slatina până la Poganu. Deci în loc să facă drumul de la limită județ Teleorman, de la Beciu cu asta, cu Sprâncenata, au luat-o de la Dăneasa. Și acolo este drumul cu cele mai mari probleme, în zona Sprâncenata, la limita județ Teleorman. Și oamenii au mușcat că le face drum. De unde? Că deja documentația este făcută. Bani, da, poate în ația bani sau în cadran, nu știu cum vă spun. Nu, eu trebuie să discutăm și să analizăm datele care sunt și cum sunt. Domnul Tican, deci trebuie făcută și emisiunea asta televizată, înțelegi? Haide, domnule, la un dialog constructiv, da? Eu am făcut problema Consiliului. Haideți să discutăm problemele stringente ale județului. Cum ar fi, domnule, bun, haideți să punem toți umărul. Că ce mă interesează pe mine? Păi cum să nu mă intereseze, mă? Pentru că eu îmi dau avizul pentru... Pe viitor, noi o să încercăm să... Și o să facem asta, să aducem, să fie în studio mai mulți. Adică reprezentanții ai diverselor, să spunem, instituții, partide politice, ca să existe o dezbatere reală. Că invitați fel și fel de ăștia de senatori, deputați și bă, am semnat și adică sunt inițiatori de proiect. Ce fă, că a venit ăla și se semnează, mă, și tu aici. Dar nici știe ce a semnat. Unii, unii sunt și inițiatori. Auziți, odată ce ai semnat, înseamnă că ești inițiator. Dar ăla, ca să depună proiectul, nu. Înțelegeți, în Parlament. Eu vorbesc de creator. Trebuie de un anumit număr de semnături, da? De susținători. Știu, asta este. Nu, dar da, poți să fii și tu, vii cu o lege și ca, o propui. Bine, pentru ziua recoltei, pentru sărbătoarea lucului, a bujorului și a tufănicii. Știți care e problema? Asta trec mai ușor pentru că nu sunt disputele politice. Da, și nu necesită investiții. Haideți că mai avem câteva minute să discutăm un pic despre guvern, ca să nu îi lăsăm în ceață pe telespectatorii noștri. Cum să zicem că demisionează Sorin Grindeanu. Președintele, din câte știu, nu e obligat să pună... Adică poate să desemneze un premier de la din altă parte. Da. De ce se riște PSD-ul atât? Auziți, sunt mai multe... Ori îl acceptă, rămâne prim-ministru și face guvern.
Ori demisionează, pune pe altcineva prim-ministru, nu trece, se poate ajunge și la alegeri anticipate și așa mai departe. Deci nu... Pentru că ce să... Vedeți? Asta este partea proastă. Când primul ministru în Anglia a spus alegeri anticipate, a mai cârmit careva? Nu. Și a zis pentru rezultat că pleacă dacă e sigur. Nevoie. Sigur. Deci... Deci a luat hotărârea aici zic, și în, așa ar trebui într-o să lună fie, de zile s-au făcut alegeri. Așa ar trebui să fie nu? Și la noi. Păi da, dar când a hotărât, vedeți dumneavoastră, prim-ministru acolo și partidele în democrațiile consolidate respectă și niște reguli nescrise, niște cutume. Dom'le, dacă eu am pierdut, eu sunt conducătorul unui partid și l-am condus, eu am vrut alegeri anticipate, da? Am zis, s-au făcut. Și în loc să obțin cel puțin același rezultat, am obținut un rezultat mai prost, eu sunt vinovat. Domnul Titean, cea mai mare problemă a democrației, și în special la noi, este frica. Pentru că nimeni nu are curajul să le spună în față unor indivizi, chiar și lui Dragnea, bă, nu e bine ce facem, haideți să rezolvăm problema, uite, așa, mai îi chemăm, îi băgăm în ședință de lucru și așa mai departe, să... Dăm lucruri pe un făgaș care convine da, și dar, societății civile și... Eu unul consider că dacă partidul sau alianța care te-a sprijinit îți cere să pleci, trebuie să pleci. Asta e părerea mea. Da, în ce conjunctură? Pentru că n-am ascultat să fac prostiile care mi le indici. Nu, pe domnul Sorin Grindeanu a venit cu un program de guvernare pe hârtie. Știa la ce se bagă. El ca să facă anumite... propuneri din programul ăsta de guvernare, trebuia să ia niște decizii neconforme cu legislația și cu realitatea. Nu cred. De la început în ce se bagă. Haideți că cunoaștem și noi oamenii ăștia. Nu cred că totul este numai la nivelul ăsta. Avem exemple concrete aici pe plan local. Deci domnul Grindeanu când a acceptat să fie prim-ministru știa în ce se bagă. Păi de aia, dară gazul de zile și citească programul de guvernare, nu? Știa în ce se bagă. Da. Acum, dacă a acceptat și se cere... Și-au dat și ei seama după 6 luni de zile că programul ăla de guvernare e un... Încă nu-i jucat. Eu zic că încă sunt... Auzi, știți care-i treaba? Face și PSD-ul cum a făcut Naționala României. La jocurile, meciurile importante pierde și la cele amicale câștigă. Așa și cu... Amicalul cu Chile. Cu Chile, deci e campioana Americii. Dacă nu făceau aia o prostie, bine, nu câștiga niște un exemplu. Asta este situația. Vedem ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc pentru prezentarea în emisiune, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc. Doamne și domnule, vă mulțumesc pentru atenție. Vedem ce se va întâmpla, dacă va fi schimbat sau nu premierul Grindeanu și cum va evolua situația politică în România. Sper să nu se ajungă la o nouă criză, că abia scăpasem de o altă criză și intrăm în alta. Vă mulțumesc pentru atenție, doamne și domnule, la revedere.